Deci eu de acum eram, știu că a fost o petrecere la mine acasă, a fost televizată pe undeva, pe niște sisteme din astea informatice de atunci, deci când aveam eu o lună, oamenii păreau destul de mulțumiți că românii pot să facă ceva. Am arătat, eram cu dușmanii ăștia, deci comuniștii și procurorii militari și procurorii civili. Deci procurorii civili care spuneau că tot așa, prin Comisia Aliată de Control, arată că nu este bine că s-au făcut dezvoltările astea industriale aici. Cum erau inginerii, deci știau ceva, mare lucru nici nu era să produci niște melană și să o vinzi ieftin. S-a făcut cam pe 40 de ani pentru că se spunea că după asta intervine o nouă revoluție din asta științifică, deci genetizarea, care va crea noi soiuri de fibre din astea sintetice sau practic dacă mai erau artificial, sintetic artificial sau artificial sintetici. Deci fire mult mai de calitate. Și deci cam așa a fost aranjată pe 40 de ani, muncitorii se școleau în grabă să sistemiza care putea. Climatul cum era, însă eu îl văd găunos, în afară de câteva familii de ingineri mai buni, care puneau mai mult suflet, restul nu prea punea suflet. Cum apăreau acești muncitori, deci erau luați de la țară, lumea se plângea că li se iau copiii de la țară și li se duc în fabrici, li se spunea că asta este un proces ineditabil, are loc în toate țările astea care s-au desprins de sistemele astea coloniale. Deci la țară nu era un climat favorabil industrializării, evident. Am văzut și eu țărani pe la munte care s-au legat de tata că le luăm copiii și îi învățăm și îi ducem în fabrici. Ducem în fabrici ca să învețe acolo să fie muncitori. Însă la țară nu se putea face nimic. Probabil în zona necooperativizată se mai putea face ceva, în zona în care se făcuseră cooperativele astea agricole, era un surplus de brațe de muncă, era și un dezastru total, lumea nu vroia să lucreze, să-și câștiga foarte puțin. Deci, practic, mulți oameni au venit de la țară ca să câștige mai mult la oraș și vorbind de clasa muncitoare care se forma atunci, încercau să învețe ceva din aceste tehnologii care atunci erau, să spunem, destul de moderne.